Salutare, salutare. Bă, bine v-am regăsit la un episod din... Na, bine, nu se poate spune bine. Na, probabil o să intru și pe Sam, dar mă rog. Însă, în acest episod o să vă vorbesc mai mult despre ce mi s-a întâmplat mie ieri și... Na, și astăzi. Da, băi, o să vă povestesc cât de prost am fost. Bă, dacă mergeți la sală, niciodată să nu fiți cu gândul altundeva în afară de exercițiu. Fiindcă o să puteți păți, de exemplu, ce am pățit eu, sau chiar mult mai rău. Eu astăzi m-am speriat enorm când am văzut că nu mai puteam să mișc mâna. Gen, credeam că nu mai puteam să mișc, adică puteam să o mișc, dar mă durea foarte tare și acum mă doare, de exemplu, dacă fac așa sau așa, doare foarte tare. Nu pot să ridic greutăți, abia pot să-mi ridic telefonul cu ea și, na, uitați de ce. Gen, niciodată, uitați-vă aici, pana mea, na. Vedeți că sunt vai de mine. Deci eu le făceam greșit. Aici. Le-am făcut greșit și la grabă. Le-am ridicat de cât de mult puteam. Și eu, în momentul acela mi-am scrântit mâna. Uitați, ai... Atunci, la ultima. Mi-am scrântit mâna. Bă, niciodată să nu încercați și voi să faceți ceva fără să fiți siguri, adică și să-l faceți în grabă, fiindcă atunci când faceți un lucru în grabă, tot timpul o să iasă rău. Gen, eu azi dimineață mă trezi și cum am mișcat mâna, cum m-a luat o durere, de nu mai puteam. Iar m-am speriat fiindcă n-am un os aici, probabil toți îl aveți. Când țineam mâna așa dreaptă, nu știu dacă se vede așa, se vede ăsta aici mai umflat. Ei bine, mi se părea că e mai umflat decât aici. Îmi era frică să nu fi rupt mâna, dar după mă gândi, stai puțin că na. Am avut mâna ruptă și atunci nu puteam să stau de durere. Cum dracu am reușit eu să dorm dacă o aveam ruptă? Și na, până la urmă, na, mi-o legai cu ceva strâns acolo. Și am mai trecut, însă v-am zis, de exemplu, nu pot să ridic, abia pot să ridic telefonul. Nu că n-aș avea forță în mână, însă mă doare încheietura foarte tare. Și, na, băi, eu v-aș recomanda să nu faceți lucrurile în grabă. Salutați, Ito. Bun. Deci, na. Salită, Margo. Ia uzi. Pune tag. Ută, bun. Punem și pe ută. Bă, deci, na, nu știu, pentru, sărită, vreau să apar pe video, ho, sărită Cristian, bun. V-am zis, niciun caz să nu faceți aceste lucruri, să le faceți în grabă sau, mai ales când mergeți la sală, când știți că puteți să pățiți ceva. Pe mine, chiar și acum, chiar dacă v-am zis că nu, când mai mișc așa, într-un fel, mâna, mă doare foarte tare. Bă, ci că, bă, dar nu zice nimic, pleacă. E bine, mă. Bun. Deci, na, v-am zis, e foarte, foarte periculos, să zicem așa, să faceți lucrurile în grabă. Eu am fost un prost, recunosc acest lucru. M-am grăbit fiindcă, na, voiam să ajung cât mai repede acasă. Și am zis, hai să termin repede, na, n-am fost nici atent, le-am făcut și greșit și pe deasupra mi-am mai și scrântit mâna. Deci, na, acum, asta e, probabil, nu știu dacă o să-mi treacă până luni ca să merg și luni la sală, bine, luni am piept, și avea nevoie de încheietură, vă dați seama, fiindcă, na, trebuie ridicate greutăți. Și, plămă, ăștia de pe UTĂ nu zisere nimic? Să ba da. Salită, bă, Escobar, Salcioară, Nicu, ia uzi la Nicu. Ia, Nicu, e în ceva facțiune? Nicu, level 9, dar nu e nicio facțiune. Ciudat. Bă, am aplicat la toate funcțiile, la toate facțiunile la lider, însă nu știu dacă voi lua la ceva. Eu zic că am o aplicație destul de decentă, nici prea lungă, nici prea scurtă, gen, na. Eu zic că e una destul de ok. Acum, na, dacă dorește unul din, dacă va dori unul dintre manageri să-mi acorde o șansă la funcția respectivă, eu aș fi foarte bucuros. Vă dați seama, gen, dacă aș lua la taxi, iar aș fi cel mai fericit, însă dacă nu și la mafie ar merge bine, am
Am început să aducem băieți, că n-au auzit mai mulți că vor veni dacă e să iau eu lider de mafie. Deci, na, nu știu, sunt 119 la ora asta, au fost și mai mulți, faza este că s-a dat un restart și na, de s-a adăugat noul update cu VIP vehicle, ceva de genul, ia, la ăsta pot. Uite, 250 pp, dar eu nu am 250 pp, eu am 44 pp. Bă, după cum vedeți, am făcut chiar foarte repede 40 de milioane. După cum știți, în videoclipul anterior am consumat o grămadă de PP-uri, în jur de 60 de PP-uri plus plus vreo 50-60 de milioane. Îmi pare rău pentru acel mic frame drop. Și na, probabil mulți vă întrebați de ce nu e muzică pe fundal, bă, nici eu nu știam că o să filmez acest videoclip. Deodată m-am trezit și hai să fac un videoclip, hai repede. Bă, lăsați și voi acolo un like dacă n-ați dat până acum și un subscribe. Eu am fost Marga și vă urez numai bine. Succes tuturor!